În fiecare lună, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt sunt înregistrate reclamații din partea salariaților. Cei mai mulți se plâng de faptul că angajatorii nu le acordă drepturile salariale. Luna trecută, un număr de 42 de persoane s-au adresat instituției noastre cu petiții, în general pentru neplata salariilor și pentru neevidențiarea din partea angajatorilor a orelor suplimentare lucrate, neacordarea repausului săptămânal, două zile consecutive, așa cum prevede legislația muncii. De fiecare dată am dispus controle și în marea majoritate a acestor acțiuni de control s-a dovedit că petenții aveau dreptate. Inspectorii de muncă au dispus măsuri în toate cazurile urmând ca patronii reclamați să intre în legalitate. Acolo unde acest lucru nu s-a întâmplat au fost aplicate amenzi usturătoare. Nepalata salariilor nu are o sancțiune imediată prevăzută de codul muncii, dar nerealizarea măsurii dispuse de inspectorii de muncă încalcă prevederile articolului 23 din legea 108 pe 1999 și sancțiunea de la 5.000 la 10.000 de lei. Potrivit reprezentanților ITM, salariații care au făcut sesizări sunt din toate domeniile de activitate.